Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou interviu a Reflect Media. Interlocutorul nostru de astăzi, din săptămâna mare, este primarul municipiului Câmpia Turcii, domnul Dorin Nicolae Lojigan. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Domnule primar, știm că ieri s-a aprobat bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turcii. La ședință, din motive, așa, nu am putut participa, ieri s-a aprobat. La altăieri. La altăieri, exact. Nu am putut participa și... Astfel, vă rog ca pentru cititorii noștri să faceți o prezentare cât mai la obiect a investițiilor pe care le aveți în vedere pentru acest an cu acest buget. Va fi destul de greu să fac așa doar o sinteză, dar o să mă străduiesc, pentru că planurile pe care administrația locală de la Câmpia Turcii are pentru acest an sunt mari. Și bugetul, așa cum este el, ne va permite să începem aceste investiții, zic eu, extrem de importante pentru municipiul nostru. Ca o sinteză, vreau să spun că în acest an vom finaliza, sper eu, lucrările începute în cartierul Nou Șarât, respectiv asfaltarea celor 5 străzi de pe proiectul în valoare de 3 milioane de lei pe care l-am obținut prin PNDL 2. Acolo, dacă vă aduceți aminte, la momentul la care noi am început lucrările era câmp. Acum deja străzile sunt formate, sunt aduse la partea de bordurat, turnat, pietriș și așa mai departe. Urmează doar să turnăm, să punem stratul de macadam și să turnăm stratul de asfalt. Așteptăm să finalizăm lucrările de pe strada Decebal și imediat după aceea ne vom muta acolo. Tot ca o veste pentru cetățenii municipiului nostru este faptul că ieri au început lucrările pe pasul 2 al proiectului în valoare de 150 de milioane de euro, din care aproximativ 40 de milioane de euro vor veni către municipiul nostru. Proiect pe care îl demarăm împreună cu compania, a fost demarat împreună cu compania de apă, Arieș, și care presupune schimbare de conducte de apă și canal pe 71 de străzi din municipiul nostru, asta înseamnă aproape 2/3 din străzile din municipiul nostru. Și ca o paranteză, revin și arăt, nu știu câte oară, dar o vom mai spune de câte ori este nevoie, acesta este motivul pentru care asfaltările în municipiul nostru nu au pornit pe aceste străzi, care sunt străzi importante din orașul nostru, pentru că nu poți să asfaltezi ca după aceea să vii să strici, să ne trezim în situația în care este, de exemplu, acum strada Andrei Mureșanu. Aduceți aminte că acea stradă, după ce a fost asfaltată, s-a venit și s-a introdus gazul, iar în momentul acesta este un dezastru. Pentru șoferii din municipiul nostru. Dar și această stradă va fi spartă pentru schimbări de conducte de apă sau canal, nu știu care dintre ele. Vom demara lucrările pe cele trei proiecte europene care deja sunt semnate și mă refer aici la reabilitarea liceului Pavel Dan, reabilitarea liceului Victor Ungureanu și tot ca o paranteză vreau să vă spun pentru cititorii dumneavoastră că pentru liceul Victor Ungureanu în acest moment plătim pe perioada de iarnă, pe o lună de zile, gaz în jur de 900 de milioane lei vechi, adică 90.000 de lei noi. Acest liceu nu a fost niciodată reabilitat pentru că nu era clarificată situația juridică a lui, am clarificat-o, am depus un proiect de 2.700.000 de euro, proiect semnat, admis și deja în faza de implementare. Și nu în ultimul rând, într-o corelare perfectă, sper eu, cu lucrările pe care compania de apă le face pe proiectul de schimbare conducte apă și canal, vom demara proiectul nostru de mobilitate urbană, care presupune asfaltări de străzi, piste de biciclete, amenajări de trotuare, de alei, achiziția de flotă de autobuze, sistem de monitorizare a traficului, deci un proiect extrem de complex, în valoare de aproape 10 milioane de euro, semnat de către noi în 31 decembrie 2018, deci în ultima zi anului trecut. Toate aceste trei proiecte le vom duce mai departe și insistăm și sperăm noi că vom și semna celelalte proiecte europene pe care le-am depus. Valoarea totală a proiectelor depuse de către noi se ridică la aproape 40 de milioane de euro. În ceea ce privește celelalte proiecte, știți că în luna ianuarie am aprobat acel studiu de fezabilitate în Consiliul Local pentru monitorizare video
Și cred că dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai aprigi critici, ar zice eu, critici ai noștri din acest punct de vedere, pentru că locuiți în municipiul Câmpia Turzii și plimbându-vă mai des prin zonă, vedeți ceea ce se întâmplă. Și vreau să vă spun că acel studiu de fezabilitate a fost aprobat. Aprobând acum bugetul, vom și demara achiziția de, și sper că până la 31 decembrie să avem instalat în municipiul nostru sistemul de monitorizare video aferent acestui studiu. Sistem de monitorizare video care va acoperi atât zona de depozitare de gunoi menajer, locurile de joacă pentru copii, zonele cu potențial de criminalitate ridicat, zonele cu risc de accidente de circulație, parcurile pe care le avem în oraș, astfel că de la momentul implementării acestui proiect sper să scadă într-un mod consistent faptele antisociale care, din păcate, se mai petrec și la noi. Un proiect ambițios pe care mi l-am propus este reabilitarea sălii de sport a orașului, pentru că știți că echipa de volei a municipiului nostru a promovat în divizia A și a rămas după primul sezon în divizia A, dar nu doar pentru echipa de vole și pentru ceilalți cetățeni ai municipiului nostru care se duc acolo și practică diverse sporturi. Vrem să reabilităm sala sporturilor. Am prins bani și în acest an pentru studiile de fezabilitate necesare. Sper să găsim, nu vă spun că a fost și anul trecut prins bani, însă nu am găsit, deși am scos pe seap de câteva ori acest lucru, nu s-a întâmplat. Sper anul acesta deci să... Deci nu ați găsit firmă care, care să facă SF-ul, exact. Cam greu de găsit firme de genul ăsta în ultima vreme. Nu mi-a explicat care este situația, dar asta este realitatea, din păcate. Mergem mai departe cu îngroparea subterană a cablurilor de energie, de iluminat public și energie electrică din zona Liceului Pavel Dan până la strada Republicii. Deja suntem în discuții extrem de avansate cu cei de la Electrica, pentru că noi va trebui să lucrăm în paralel cu ei și ei deja și-au aprobat în Comisia Tehnică proiectul lor, pentru că ei trebuie să vină primii, după aceea să venim noi cu iluminatul public și sper că anul acesta, până la finalul anului, să finalizăm și această zonă cu îngroparea în subterană a cablurilor. Mergem mai departe cu construcția de locuri de parcare. Pentru că fie că ne convine, fie că nu ne convine, numărul de mașini s-a înmulțit nu doar în municipiul nostru, de fapt, cred că toate administrațiile locale confruntă cu această problemă, cred că nu este familie care să ne aibă minim o mașină, dacă nu chiar două sau unii chiar trei, mama, tata și copilul. Da? Mașinile s-au înmulțit, locurile de parcare prea puține, da? Și atunci vom continua și am alocat bani în buget pentru continuarea. Avem deja proiectul tehnic făcut, doar că trebuie să relocăm niște cabluri de energie electrică pe zona centrală vis-a-vis de locurile cu farmacia. Da. Da, acolo vor fi locuri de parcare, în spate la Banca Transilvania. Vom amenaja acea zonă, dacă vă aduceți aminte, am reușit și, zic eu, marea performanță de a recupera acel teren. Era un teren de 300 de metri pătrați, care era proprietate privată și care, dacă proprietarul și-ar fi dorit să construiască acolo ceva, ar fi blocat efectiv intrările în cele două blocuri care există acolo. Am rezolvat și această problemă, suntem proprietari pe acel teren, putem construi acolo. Și de asemenea, cartierul blocuri în zona strada Gheorghe Bariciu, în zona blocului de garsoniere cu balcoane rotunde, da. Acolo vom în jurul întregului bloc vor fi construite parcări noi. Ne-am propus și am alocat bani pentru a începe reabilitarea acelei centrale termice de la școala Avram Iancu, centrală termică care este dezafectată și care a rezolvat problema copiilor de clasa a treia, care în acest moment vinde după masa, și am avut nenumărate solicitări de la părinți să găsim o modalitate de a face cursurile dimineața alături de ceilalți copii din școală. Vom demara această lucrare. Nu am garanția că vom și termina în acest an, dar vom încerca să facem cât de mult se poate, în cel mai rău caz să o finalizăm anul viitor.
Un alt proiect extrem de important pentru noi sau și pentru mandatul viitor este întabularea separată a terenului de sub policlinică, o mare problemă pe care noi am avut-o și care în cursul lunii decembrie 2018 am reușit, zic eu, să o demarăm, în sensul că am convins medicii din policlinică să-și dea acceptul pentru ieșirea într-un mod elegant, într-o procedură administrativă din indiviziune, în sensul să nu ajungem să ne judecăm, pentru că un astfel de proces ar fi durat foarte mult. Am găsit înțelegere la medicii din policlinică și a dat acordul pentru acest lucru și am scos hotărârea de Consiliul Local, am făcut documentația tehnică, este depusă deja la Cartea Funciară pentru Dezmembrare și imediat după aceea ne vom prezenta la notarul public pentru a încheia actul autentic. Tot vis-a-vis de policlinică, vă anunț și cred că în premier vă anunț, sigur nimeni nu a mai aflat-o până acum, imediat după sărbătorile pascale vom începe lucrările la policlinică. Nu noi, primăria Câmpia Turzii ca entitate beneficiară, pentru că acolo am mai declarat-o de nenumărate ori, suntem în coproprietate cu medicii din policlinică, 50%-50%, însă am reușit să înființăm acea asociație de proprietari, am alocat sume de bani cu titlul de fond de rulment, atât noi cât și medicii, și imediat după sărbătorile pascale vom demara lucrările de schimbare a ușilor de la intrare, de schimbare a geamurilor termopan, cu geamuri termopan, geamurile de la parteș de pe casa scărilor, urmând ca imediat după aceste lucrări să se termine, să începem reabilitarea scărilor de la intrare și reabilitarea scărilor din interior. Ieri am avut o adunare generală a Asociației de Proprietari, m-am întâlnit cu medicii din policlinică și am discutat ce mai putem face pe viitor, după ce vom rezolva problema cu geamurile, pentru că acolo este marea problemă. Să zugrăvim și așa mai departe, să dăm un alt aspect policlinicii din Câmpia Turzii. Ne-am propus de asemenea să anvelopăm școala de pe Șarât, aparținând liceului Pavel Dan, pentru că acea școală nu a fost niciodată reabilitată. Vă aduceți aminte că era un proiect european câștigat în valoare de 1,5 milion de euro în mandatul trecut, însă din motive legate de achiziții și contestații, acel proiect nu s-a mai finalizat, dar vrem să reabilităm acea școală și elevii care frecventează școala de pe Șarât sunt copiii noștri ai municipiului Câmpia Turzii și cred că și ei trebuie să beneficieze de condiții decente de desfășurare a cursurilor. Vă rog. Aveți foarte multe proiecte pe fonduri europene, da. Multe semnate, trei, care da. E o valoare mare din punct de vedere financiar, aveți foarte multe proiecte depuse. Știți că prin Câmpia Turzii avem o entitate specială de mass media care se cheamă Radio Șanț. Și Radio Șanțul spune că primăria... Eu i-a zice pe nume, dacă vreți, sau nu vreți să faceți reclamă. Nu. Am înțeles. Primăria nu are bani de cofinanțare a acestor proiecte europene și că, de fapt, au fost doar semnate și nu vor fi duse la bun sfârșit. Dați-ne, vă rog frumos, un răspuns oficial vis-a-vis de această chestiune pentru a pune la respect acei oameni care se ocupă cu... Răspunsul oficial se regăsește în bugetul aferent anului 2019, aprobat alaltăieri, da? Ok. Acele personaje... Că nu le pot zice persoane. Nu, sunt personaje, da. Acele personaje care sunt consilieri locali, consilieri județeni și care stau în spatele acestui, cum i-a zis, Radio Șanț, le-aș recomanda să învețe să citească un buget. Știu că este greu și trebuie oarește pregătire ca să știi să pricepi, să-l înțelegi un buget, dar dacă citiți bugetul aferentă anului 2019, veți vedea că am prins toate sumele necesare pentru cofinanțarea acestor lucrări. Deci astea sunt povești, nici măcar electorale, le-aș zice povești nemuritoare, așa, povești pentru copii mici. Eu cred că orice om cu scaunul la cap nu crede astfel de prostii. Nici un primar nu cred că s-ar angaja într-o astfel de investiție fără să aibă sursele de finanțare necesare. Pe de altă parte, a avea acele sume este o obligație, dar
care apare imediat ce ai semnat contractul de finanțare. Deci, practic, după ce semnezi acel contract de finanțare, tu ca entitate publică trebuie să depui dovada. Nu trebuie să depui nu trebuie să depui o dovadă. Trebuie să plătești. În momentul când îți vine râdul, trebuie să plătești. Am înțeles. Pe de altă parte, să fim serioși. Sumele sunt infime, adică 2%. Okay. Deci dacă facem un calcul simplu, sumele sunt minime. Mai mult de atât, aceste proiecte europene se derulează pe perioada 3 ani de zile, minim, cu posibilitate de prelungire încă un an. Adică dacă faceți un calcul simplu, aia 2% și împărțim în 4, să zic, sau în 3, vedeți că sumele sunt chiar nesemnificative. Vorbim de aproximativ 800.000 de euro, dacă știu bine matematica. Da. Care ar trebui împărțit pe 3 ani de zile. Da. Rezultă undeva la 2,4. Deci, avem sumele de bani necesare cofinanțării acestor proiecte. Adică sunt prinse în buget, este clar că avem. Vreau să vă mai spun că ca urmare a politicii noastre de rezonare, indiferent cât îi deranjează pe unii sau nu, și vă aduceți aminte discuțiile din 2016 decembrie, când am propus rezonarea municipiului în Câmpia Turzii, cu cele două efecte importante. Scăderea impozitelor pentru cetățenii care nu locuiesc în zona centrală, și aici vin și spun că din 2016 n-am majorat niciodată impozitele, dimpotrivă le-am scăzut, da? Și al doilea efect cel mai important, atragerea de investitori. Da? Pe cum vă explicați că parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii este ocupat în întregime și acolo se construiește din greu? Cum vă explicați faptul că toate entitățile din zona industrială RAIF și-au dublat capacitățile de producție? Cum să ne explicăm faptul că, nu știu, pe partea cealaltă, Agroselul își dublează, se extinde, își dublează și ei capacitatea de producție? Cum să ne explicăm faptul că în incinta combinatului s-au vândut hale, terenul și s-au ridicat fabrici. Am și participat și dumneavoastră ați fost acolo și ați participat la inaugurarea lor. Sau cum să ne explicăm faptul că în acea zonă se construiește hotel de lux cu spa, cu restaurant de lux, cu spații de cazare, cu spații de producție. Practic toți acei bani din impozite se vor și din impozitele de profit. Vor veni la noi. Nu. Impozitele pe terenul și clădiri vin la noi. Da. Impozitul pe venit va merge, vin la noi și noi îl dirijăm către București. Și de acolo mai se vine întoarce... ceva și la Câmpia Turzii. Așa, cam cu vreo 2 milioane de euro mai puțin și anul acesta. Da. Din păcate, asta este situația. Domnule primar, permiteți-mi o întrebare atipică. Înainte să fiți primar, înainte să intrați în administrația publică locală, meseria dumneavoastră a fost cea de avocat. Ați profesat atât în civil cât și în penal. Ieri, în Parlamentul României, în Camera Deputaților, s-a dat un vot pe modificarea codurilor penale și respectiv de procedură penală. Având în vedere experiența dumneavoastră în avocatură, cum considerați considerați că vor fi afectate modalitățile de capturare, de arestare, de condamnare a infractorilor periculoși? N-am mai lucrat de vreo 7 ani în avocatură, dar asta nu înseamnă că am rupt legăturile total cu foștii mei colegi, da, cu meseria mea și așa mai departe. Eu m-am exprimat foarte clar și ieri pe rețele de socializare. Votul de ieri a fost un vot în sprijinul penalilor din țara asta. Ok. Ăsta este și motivul pentru care Partidul Național Liberal, partid din care eu fac parte, a anunțat foarte clar că va ataca la Curtea Constituțională cele două legi aprobate ieri. Da, se va da peste cap tot ceea ce înseamnă urmărire penală, ce înseamnă faza de judecată. Gândiți-vă numai la modificarea termenilor de prescripție. Câtă lume va fi afectată în bine. Da? Începând, bineînțeles, cu conducătorul liderul maxim, sau cum îl numesc ziariștii. Da?
începând de acolo și până în jos, la toți ceilalți. Deci, o astfel de reducere a tenorului de prescripție va afecta foarte multă lume. Adică vor scăpa de pușcărie, ca să fim mai mulți. Ferească Dumnezeu. Da. Deci, eu merg pe aceeași linie cu Partidul Național Liberal. Cred că trebuie să fie atacate la Curtea Constituțională. Nu știu ce va face Curtea. Asta rămâne să vedem. Ok. Și acum, pentru că tot suntem în Săptămâna Mare, v-aș ruga să le transmiteți un mesaj de Paște locuitorilor municipiului Câmpia Turcii. Doar să mă lăsați să mai ating trei subiecte. Vă las, cred, încerc, scuze. Cred eu importante. Vă las. Străzile Gheorghe Doja, Alea Vânătorilor și Alea Constructorilor din municipiul nostru, am alocat bani pentru proiectarea lor în sensul modernizării acestor străzi. Este foarte important și ține apărat la acest lucru, pentru că cel puțin cele două străzi, Alea Constructorilor, Alea Vânătorilor de la blocuri, sunt străzi atât de înguste încât abia mergi cu o mașină acolo, dacă mai și parchează cineva stânga-dreapta, strada este blocată, nu vreau să mă gândesc, Doamne ferește, să intervină pompierii sau salvarea acolo, nimeni nu a avut curaj să se apuce de ele, pentru că indiferent cum vei face, vei nemulțumi fie pe locatarii blocurilor din dreapta, fie pe locatarii blocurilor din stânga. Catare am luat hotărârea să demarăm cu riscurile aferente să se supere unii dintre ei. Vom lărgi acele străzi, inclusiv cu locuri de parcare pe care le facem. Repet, anul ăsta proiectarea și dacă reușim să începem și bugetul ne va permite să începem și execuția, dacă nu anul viitor. Avem de gând de asemenea un loc de joacă în cartierul Sâncrai, revenim cu acea dorință de anul trecut de a-l face și îl vom face anul acesta și de asemenea un părculeț în cartierul Sâncrai, în zona Bisericii Părintelui Morar. Sunt trei lucruri care aș fi vrut să le mai ating. În Șarât, la Părintele Morar. Pe Șarât, da. Sâncrai am zis. Da. Ce scuze, Șarât. Și un proiect care mi se pare mie foarte frumos, sper să-l putem duce doar dacă partea de proiectare nu ne va încurca, un proiect care a venit ca o propunere din partea unor dintre cetățenii cu care m-am întâlnit, știți că am avut întâlniri cu mai multe categorii sociale din municipiul nostru în perioada premergătoare bugetului, iluminarea tuturor trecerilor de pieton de pe șoseaua principală cu iluminat inteligent. Este un proiect care vine de la pensionarii din Câmpia Turzii. Am fost foarte încântat de ideea lor și îmi doresc tare mult să-l pun în practică. Okay. Și așa ca o încheiere, doar vreau să le doresc cetățenilor municipiului Câmpia Turzii sărbători luminate și un Paște fericit. În rest, mergem înainte. Domnule primar, vă mulțumim tare mult și să ne vedem cu bine cu o nouă ocazie.